și alergia mea, vă salutăm și vă spun între vorbe. Vă spun între vorbe pentru că am scris articol pe vlog despre femei și mi-au venit mai multe idei în cap și am zis să le registrez acum. Păi o să le integrez într-un clip, nu știu cum se asta, nu știu cum trebuie să prea. Treaba asta așa. Ca să-mi iau și articol să am și pe el, dar oricum am reținut ideile. Azi ideile pentru că mă gândesc la ele foarte multă vreme. Ma se joacă pe aici. De-aia auziți așa, se joacă cu mingea. Chestia este felul următor. V-ai văzut că atunci când mergi la viață și alegi roșiile, spui ei, vreau și eu să am niște roșii mai frumoase. Nu? Mai frumoase. Vrei niște roșii mai frumoase. Eu n-am auzit pe nimeni să zică, bă, vreau roșie urâtă. Dați-mi, auziți, puneți-mi acolo la cântărită niște roșii urâte. Da, o să chestia asta. Dacă întrebi pe un copil cum vrei să fie doamna educatoare, să fie bună și și frumoasă. Cum e mama ta? Frumoasă. Da. Chestia asta cu eticheta de frumoasă sau nefrumoasă, adică urâtă, ne naștem, frate. Ne naștem. Venim pe lume pentru că natura asta e foarte deșteaptă. Natura este cel mai șmecher programator pe lumea asta, care face lucrurile într-un anumit scop. Deci tot ce vedem în lumea asta e... are un sens, știi? Adică, nu știu cine zicea la un moment dat că nu știu ce gânda, că nu are niciun sens și că nu știu ce. Ba nu, gândacul ăla trebuie să... cară pe el nu știu ce paraziți care sunt necesar nu știu cărui animal, da? Adică... sau șobolanii, hai să omorâm șobolanii. Știți că la un moment dat papa de la Roma a ordonat, acum niște sute de ani, s-a ordonat omorârea inițială a tuturor pisicilor negre. După aia au apărut preoți mai catolici decât papa, normal, și au zis, nu omorâm doar pisicile negre, omorâm toate pisicile. Pentru că pisica a fost considerată un animal care era de mare folos vrăjitoare și omorâm toate pisicile. Ce s-a întâmplat? S-au supra-mulțișoareci și șobolanii și a apărut, guess what, ciuma. Vreți să fiu răutăcioasă? Mă, nu răutăcioasă, ci realistă. Hai să omorâm toți oamenii urâți. Doamne ferește, să zic ca un joc stupid. Imaginează, știi că toată lumea e pe un joc, că acum sunt un fel de jocuri dintre astea, virtual reality and so on. Hai să nu mai existe nici oameni grași, nici oameni mai mici de înălțime, să luăm standardul de om frumos. Pentru că o să vă spun, cum mici divagații? Apropo, se spunea că, vai că... femeia rubensiană. Deci m-a terminat chestia asta cu femeia rubensiană și că nu știu ce secol erau apreciate femeile grase. Nu femeile grase erau apreciate. Pentru că citesc acum Maria Antoaneta și numai Maria Antoaneta, am citit și câteva articole despre moda din acele secole când se purta corset. Care era faza? Tu când, deci când se punea corsetul pe tine, tu trebuia aici să fii foarte rotundă. Haide, mă! Trebuia să fie, uitați-vă ce, asta cum se cheamă, avem zgardă nouă de la Ana de la Timișoara, o să vă las paracord, vorpet, o să vă las link în descriere către magazinul ei. Și zicea așa, că tu când, după ce îți prindea, venea ori femeia care te ajuta să te îmbraci, ori sora, ori mama, gata, Max, gata. Unde e mingea? Uite, ia mingea. Strângea corsetul la bătine de efectiv multe femeile și n-au de-aia atunci să mergea cu săruri, că îți pierdeai de multe ori capacitatea de a respira și purtai corset. Dar când purtai corset, ție aici trebuia să-ți iasă niște valuri de... ia, de la mami, unde e bila? Așa, dai, stai să mi-a adus mingea ca să-i arunc. Așa. Îi trebuia să-ți iasă să ai umerii pufoși aici și sânii la fel pufoși. Deci, ca să poți să ai toată pufoșenia asta... au! Trebuia normal să fii mai dolofan. Pentru că dacă ai fi fost cum sunt eu, care sunt aici, se văd claviculele și așa, cu siguranță rochiile alea cu corset nu mi-ar fi stat foarte bine. Că nu eram în standard de așa. Bun. Deci asta era ideea atunci. Și la fel trebuia să ai șolduri, pentru că venea rochia aia aici așa, iar tu după aia trebuia să ai șolduri, dacă nu se puneau pernuțe, da? Se puneau pernuțe, dar nu se puneau pernuțe ca să pari grasă, atenție, ci ca să ai forma aceea de clepsidră, forma aceea pe care o vedeți și în statuetele preistorice de acum mii de ani, când, cum era corpul femeii? Talia era atâta,
sânii erau, era sânul așa, era taletea, șoldurile așa, dar tarea trebuia să fie talie. Adică era ideea asta de corp de clepsidră, unduitor, dar în niciun caz nu se propaga obezitate sau grăsime. Că trebuia să ai un corp ca o clepsidră. Asta era ideea. Deci talie subțire, mâini subțiri, uitați, de exemplu, la toate asta cum se cheamă statuetele din Grecia antică, din Roma antică, acele mâini ale femeilor, da, care erau frumoase, erau, deci nu puteai să ai mâna aia frumoasă și subțire dacă tu erai gras. Înțelegi? Partea asta cu supraponderalitatea nu a apărut acum în epoca modernă. Inclusiv în secolul 17-18, medicina se confrunta cu problema asta. Era și o problemă venită din faptul că omenirea trecuse și prin niște valuri de foamete. Atunci oamenii care erau bogați doreau să demonstreze acest lucru mâncând mult și automat îngrășându-se. De exemplu, pâinea nu era pentru toată lumea, toată lumea avea acces la pâine. În schimb, cei care aveau acces la pâine făceau exces de asta și se îngrășau aiurea. Atunci au apărut și bolile de circulație, și guta, și diabetul, care pe vremea aia se numea, se zicea că ai zahăr în sânge, da? Și multe, multe alte lucruri. Deci astea au apărut tot prin comportamentul nostru. Nu natura ne-a a zis, bă, pac! Facem grași, facem slabi, facem mici, facem înalți, facem negri, facem albi, facem așa. Faza asta cu supraponderalitatea este o patologie. Când se trece de un anumit procent, practic când tu nu te mai poți mișca ca om și așa, la fel cum și invers, când ești prea slab. Pentru că și cei foarte slabi sau excesiv de slabi arată clar că acolo există o patologie. Există o boală, există fie o problemă de metabolism. Sunt, de exemplu, există o boală, știu că este o tipă care este speaker de-asta motivațional, care săraca este piele și os. Dar este piele și os, nu că, că vrea ea. Ea mănâncă chiar foarte bine. Nu, deci are un metabolism care nu știu cum, nu cumulează nimic. Sunt niște enzime în corp la ea care sunt mai multe decât nu știu cum și se anihilează, adică la ea nu se păstrează în corp. Adică pentru ce are că vorbesc mai bine și prind și lumina mai bine. Deci, umanitatea cunoaște multe patologii care au apărut de-a lungul istoriei umane și care vin din diverse comportamente care se dezvoltă, comportamente vis-a-vis de nutriție ale omului și dar și de de mișcare, de... pentru că pe măsură ce omul devine mai sedentar, automat și conformația lui fizică e neplăcută. Pentru că nu e suficient să fii slab. Adică dacă ești slab, înseamnă automat că ești frumoasă. Poți să fii slab, dar să ai un corp aiurea proporționat. Na, nu știu, să ai oasele picioarelor mai ciudate, să ai fundul mai lăsat, să ai... acea lipsă de armonie pe care ochiul uman, ca și orice alt ochi de animal, este setat. Adică uitați-vă, de exemplu, la animale. Cum se detectează rapid masculul alfa sau femela alfa dintr-un grup? După niște trăsături, da? La anumite animale ei se uită să fie după dimensiune, după dimensiunea urechilor, a coarnelor, și mai departe. Așa și la noi, la om. Există în ADN-ul nostru, adică noi nu ne putem... Ne putem minți noi așa între noi și să fim ipocriți și drăguți pe social media? Vai, suntem toți egali și toți la fel de frumoși. Nu, pentru că natura nu ne-a gândit egali. Nu, niciun caz. Adică nu ne-a gândit egali în sensul de trăsături fizice și capital genetic și așa mai departe. De-aia fiecare om este diferit complet. De la ADN până la astea, la amprente. Și... suntem, pur și simplu, suntem altfel. Nu ai cum. La animale sunt niște diferențieri și omul are normal în bagajul lui genetic. Max roade ceva. Nu mai roade acolo. Așa, niște lucruri care îi dau semne. Se pare, na, s-au făcut studii și așa, se pare că femeile, în general, au ceva în... au tendința de a privi și de a evalua un potențial mascul, adică un bărbat, cu care teoretic la un moment dat se vor împerechea și vor face copii și mai departe. Și se uită și că special în zona umerilor, a nasului, a brațelor, că astea sunt niște semnale a priori, adică înainte de ca noi să gândim, sunt acolo în instinctul nostru. De-aia, dacă ați observat, noi femeile avem în general tendința să ne căutăm bărbați care sunt mai puternici fizic decât noi. Știi? Adică
tu dacă ești una micuță și așa, vrei un pic mai înalt și mai forțos decât tine fizic. Adică dacă tu poți să ridici o sacoșă de 5 kg, el poate să poate ridica o sacoșă de 20 de kg. Bărbații, în schimb, au setat din ADN-ul lor, din bagajul lor, instinctiv, să spun așa, au alte lucruri după care se ghidează. De exemplu, s-ar părea că pe ei îi atrag într-adevăr forma șoldurilor. Se pare că forma șoldurilor este foarte importantă instinctual pentru bărbați. Ei au în capul lor, deci există acolo un pattern, ca o hartă a instinctului care, știi, ca un șablon. Aia e femeia ideală, cu șoldurile nu știu cum. Bineînțeles că toate aceste pattern-uri, aceste indicii sunt cu mici variabile și de la individ. Cum sunt bărbați care spun, vai, mie îmi plac mai mult blondele, sau mie îmi plac mai mult brunetele, sau mie îmi plac mai mult femeile cu sânii mari, alții spun, dom'le, mie mi-e indiferent cât are sânii, mă interesează să aibă fundul mare. Adică... și oricât se spune de chestia asta, vai, nu că sufletul contează, băi, până îi vezi sufletul omului, până stai de vorbă cu el, primul reper este fizicul lui, orice ați vrea voi să-mi spuneți, oricât de intelectuale ați fi, oricât de așa. Prima dată și prima dată noi ca ființe, hai să nu ne mai dăm atât, unde ne uităm la cum arătăm, da? La mesajul ăsta pe care îl transmitem prin corp, prin body language, prin cum ne mișcăm, prin așa. Eu nu am de unde să știu, de exemplu, vă spun sincer, da? Am dat în viață și peste bărbați care nu mi-au plăcut absolut deloc fizic, dar când am vorbit cu ei, că s-a întâmplat, că s-a întâmplat să vorbesc, că se putea întâmpla să nu vorbesc, am fost impresionată. Cu toate astea, punând totuși în balanță, știi? Cât de așa, că mă consider totuși o persoană mai spre zona mai intelectuală. Așa, nu, am preferat să fiu un pic ceva și din partea cealaltă. Adică, nu pot să stau în casă doar cu unul care citește din Kafka și recită din Schopenhauer. Nu poate să recite din Schopenhauer, că Schopenhauer e filozof, în fine, că recită din Baudelaire, da? Adică nu e suficient lucrul ăsta. Indiferent cât de mult apreciez lucrurile astea de natură intelectuală și artistică, mă interesează și partea efectivă a vieții. Știi că în viață nu suntem numai parteneri de lectură de poezie. Am aici un bec și îmi face niște umbre și niște cearcă ni la ochi. Da, dar asta e. Lumina lui e mereu un ajutor. Ca atare, asta aș vrea să spun părerea mea. Că după atâția ani de viață, credeți-mă că în continuare, deci e setat în instinctul meu. Dacă mă uit așa la o mare de oameni, îmi atrag atenția exemplarele mai frumoase. Și la femei, dacă mă uit, la cunoștințele mele. Dacă mă duc undeva și văd 50 de femei în față, da? Să zicem, nu știu, sau merg pe stradă, remarc într-adevăr o femeie mai frumoasă din punctul meu de vedere, dar care nu e numai punctul meu de vedere, este un punct de vedere general. Păi, mă scuzați, una care e înăltuță, are craci mișto înalți, are sânii bine aranjați și un păr frumos. E frumoasă, da? A, că e, nu știu cum, că e fandosită ca asta, dar ea fizic, tehnic, din punct de vedere tehnic, e frumoasă. Știi? Adică nu, asta nu o spun nici eu, nici cineva în asta. E pur și simplu natura a setat-o așa și se încadrează într-o zonă a specimenelor superioare. Este exact cum te urci în cireș, da? Și te apuci de cules cireșii și întinzi mâna după alea care sunt mai frumoase, da? Nu întinzi mâna după alea care sunt mai micuțe, mai zbârcite, mai cu gaură de vin. Normal, aia care o vezi mai... sau întinzi mâna după un măr, într-un copac. Normal, te duci după mărul cel mai frumos. Așa e și în partea asta noastră a viețuitoarelor. Ca dare, cred că natura ne-a dat fiecăruia dintre noi un loc, indiferent că suntem un exemplar mai reușit sau mai nereușit. Însă hai să ne mai bătăm cu apă rece și să terminăm cu poeziile astea, vai. Sunt grasă și fericită, sunt slăbănoagă, n-am sân, dar mă simt foarte feminină și bălării dintre astea și tot felul de eroisme de astea inutile. Nu! Suntem ceea ce suntem, ne vedem de viață și ne găsim locul nostru. Hai să nu încercăm să părem ceea ce nu suntem sau să... mă auzi asta, vai, transformă-ți defectele naturile tale. Este o operație, de ce să competiționez, să intru pe o zonă de competitivitate care nu mi-a ajutat la nimic, îmi omoară energia vitală, mie natura mi-a dat o energie să o folosesc într-un sens bun. De ce să mă chinui eu să fiu, să demonstrez altceva? Adică, ok, eu personal
În continuare rămân la chestia asta că am un deci principalul lucru care nu-mi place la fizicul meu este forma picioarelor, da? Asta e, adică m-am lămurit. Adică mie dacă îmi spune cineva că am picioare frumoase, spun poftim, ești chior, vrei să dau ochelari mei ca să vezi? Sunt, da, pentru că mă țin puțin de sport, nu sunt supraponderală și așa, ele arată ok, să spun. Dar nu sunt genul care să pot să, zic, să mă pun undeva pe o poză și să spun, uite, așa arată niște picioare frumoase. În schimb, da, am în jurul meu oameni pe care pot să spun, uite, cutărica are picioare frumoase, da? Cutărica are un ten frumos. În schimb, am alte lucruri care îmi plac și e treaba mea, nu trebuie să vi le spun vouă. Ce place? M-a dat exemplu cu partea negativă. Că știu că toată lumea după ce e asta caută. Ai, mă, care este defectul tău? Ăsta e defectul meu. Nu-mi place cum am forma picioarelor și la fel. Nu prea-mi place mie cum am forma bazinului. Da? E o chestie pe care așa o am din naștere. Așa sunt din totdeauna. Am poziția aia, stau un pic cu burta înainte. Asta e. Adică e o trăsătură. Am observat a femeilor din familia mea de pe partea lui taică. Așa au fost toate. Așa sunt toate. Adică ăsta e ca la podul. Ăsta e ADN-ul. Știi? Singura chestie ce se poate corecta prin sport, prin postură și asta cam, dar modifici puțin, dar tu nu poți să... Eu nu pot să fac ceea ce n-a făcut Dumnezeu și natura, știi? Că eu nu pot... Ce să fac? Să mă piși contra vântului? E... Da, cred că mai mult oameni ar trebui să învețe partea asta de a se împăca cu locul pe care l-au în natură și să-și caute locul pe care natura deja ți l-a dat. Ăla du-te și caută. Nu încerca să iei locul altcuiva, adică vai... Eu sunt mică cu picioare strâmbe și nu știu ce, dar vai, eu am să fac niște eforturi și o să fiu model de asta. Astea mai dolofane se numesc model plus size, eu ce să mă numesc? Strâmb size, nu știu. O chestie de asta. Nu, locul meu mi-l caut. Eu zic că deja mi l-am identificat de mai mult de 10 ani care este locul meu și care este credo-ul meu pe partea asta fizică ca om. L-am văzut, mi l-am identificat, la urmă o bucur, știi, sunt oameni care s-au născut fără ureche, sunt oameni care s-au născut fără nas, sunt oameni, adică, știi, mama natură, mulțumesc din suflet că mi-ai dat corpul ăsta în care trăiesc. Și legat de chestia asta, că eu v-am spus doar lucrurile pe care nu-mi plac fizice la mine, mi-aduc aminte că și în facultate aveam o amică care mereu îmi spunea despre o anumită parte a corpului meu, că e foarte mișto, că mama, că ea dacă ar avea așa, ar umbla numai nu știu cum și că de ce nu umblu mai dezbrăcată și așa. Și la un moment dat i-am zis, pentru că nu vreau, nu îmi place. Și am avut aceeași replică și de la un băiat cu care am fost o perioadă, un tip, în care mereu îmi spunea, vai da, așa, e așa de bine, arată atât de super și nu știu ce, păi ia-ți niște rochii care să pună în valoare lucrurile respective sau așa. Și am zis, nu. Păi zice, de ce? Că să vadă și lumea. Zic, ce să vadă? Că umbli tu cu o femeie care arată într-un anumit fel și care are anumite lucruri așa? Nu, e suficient că știu eu că mi-arată chestia aia mișto, tu la fel și aia e, da? Zic că nu țin în mod deosebit. Deci am fost pe chestia asta de a nu-mi împărtăși așa foarte mult lucrurile de care eu sunt mulțumită fizic. Că și, să știți că și practic și natura te setează în felul ăsta. Ați văzut, sunt acele ființe, chiar și vietăți, cum e păunul, da, care își desface acea coadă, dar numai în anumite situații. La fel cum sunt animale care se colorează într-un anumit fel, numai în anumite situații, da? Adică și natura îți spune, bă, nu ești toată ziua la paradă, trebuie să arăți tot timpul ce ai. Nu e nici asta, mă, ok, nu e o strategie bună, chiar de supraviețuire. Am mișcat camera, nu cer scuze.